Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Scapă de această mentalitate. Dumnezeu poate să vă umple cu orice har. 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 8. Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă, scria apostolul Pavel Filipenilor în capitolul 4, versetul 19. A cui bogăție? A lui Dumnezeu. Capacitatea lui de a te binecuvânta nu se limitează la piața locurilor de muncă, la bursa de valori sau la piața imobiliară. Timp de 40 de ani, el și-a hrănit poporul în pustie cu mană din cer. A trimis corbi la Ilie să-i ducă, nu orice, carne, în timpul foametei. A hrănit 5.000 de oameni cu prânzul unui băiețel. Același apostol Pavel mai scrie, Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele. 2 Corinteni, capitolul 9, versetele 8 și 11. Lipsa își are rădăcina în teamă și prin ea dăm dovadă de neîncredere în extraordinara putere a lui Dumnezeu de a veni în întâmpinarea nevoilor noastre potrivit resurselor sale nelimitate. La baza ei stă o convingere falsă conform căreia, dacă cineva are un lucru, tu nu mai poți avea acel lucru pentru că există doar un singur exemplar și cu fiecare bucată pe care o dobândește cineva înseamnă că ție ți-a rămas mai puțin. Ajungi să crezi că binecuvântările celorlalți vin pe spinarea ta. Această atitudine afirmă, tu câștigi, iar eu pierd. Nu așa se trăiește o viață din belșug. Începe de astăzi să-ți schimbi gândirea. Reamintește-ți că nu ești în competiție cu nimeni și pentru nimic din niciun domeniu al vieții tale. Agață-te de cuvintele Domnului Iisus, care spunea în Ioan capitolul 10, versetul 10, Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Roagă-te, Tată, ajută-mă să înlătur toate aceste gânduri despre lipsă. Arată-mi cum să-i ajut pe alții să-și atingă scopurile, dându-le din timpul meu, din darurile mele și din câștigul meu. În numele Domnului Iisus te rog. Amin.